Drăgușanu are probleme în căsnicie și a ajuns la divorț. Invitați la un post de televiziune, prezentatoare TV și omul de afaceri au vorbit despre relația lor și scandalurile în care au fost implicați în ultima perioadă. Motivul separării pare să fie adulterul. El mă împinge să fac așa. Sunt circumstanțe în care eu am văzut niște lucruri care mi s-au ascuns și m-au rănit foarte tare. Am vorbit foarte punctual, dar există ceva care apare în mod frecvent. Le-am întrebat dacă sunt eu singura femeie pe care o iubește și el a spus da. Ok, dar atunci de ce ajungem la aceleași discuții? Dacă anumiți factori ar dispărea din relația noastră și anumite strategii și o anumită atitudine, probabil noi nu am fi ajuns la ieșirile astea nervoase pe care le avem amândoi. Nu este neapărat vorba de femei din viața lui. Ideea este că dacă el nu mi-ar da motive să fac chestiile astea și să-mi ies din pepen, nu aș ieși. Motivele acelea sunt reale pentru că vin cu probe, virgulă, a declarat Bianca Drăgușanu în cadrul emisiunii în care a apărut alături de soțul ei. La rândul lui, omul de afaceri a declarat, eu am tot repetat și deja devine o obișnuință că suntem două firi vulcanice, dar nu ne mai putem ascunde în spatele afirmației acesteia. Eu ca bărbat i-am dat ei unele motive să fie geloasă, dar nici nu putem trăi pe chestiile din trecut. La noi nu sunt chestii fizice care se întâmplă, sunt chestii pe anumite discuții dintr-o vorbă, dintr-un mesaj, se duce. Bianca Drăgușanu are probleme în căsnicie și a ajuns la divorț. Invitați la un post de televiziune, prezentatoare TV și omul de afaceri au vorbit despre relația lor și scandalurile în care au fost implicați în ultima perioadă. Motivul separării pare să fie adulterul. El mă împinge să fac așa. Sunt circumstanțe în care eu am văzut niște lucruri care mi s-au ascuns și m-au rănit foarte tare. Am vorbit foarte punctual, dar există ceva care apare în mod frecvent. Nu este neapărat vorba de femei din viața lui. Ideea este că dacă el nu mi-ar da motive să fac chestiile astea și să-mi ies din pepen, nu aș ieși. Motivele acelea sunt reale pentru că vin cu probe, virgulă, a declarat Bianca Drăgușanu în cadrul emisiunii în care a apărut alături de soțul ei. La rândul lui, omul de afaceri a declarat, eu am tot repetat și deja devine o obișnuință că suntem două firi vulcanice, dar nu ne mai putem ascunde în spatele afirmației acesteia. Eu ca bărbat i-am dat ei unele motive să fie geloasă, dar nici nu putem trăi pe chestiile din trecut. La noi nu sunt chestii fizice care se întâmplă, sunt chestii pe anumite discuții dintr-o vorbă, dintr-un mesaj, se duce. Ea e impulsivă, eu la fel. De la un mesaj, imediat, dă-mi să văd, nu vreau. De aici pornește totul. Până la violențe sunt multe.